încerci să oprești gândurile, nu merge. Ai făcut meditație, ai văzut unde ai fost, înapoi, aha, moment de smis, înapoi în viitor, îți dai seama unde ești, ai încercat și uite unde ai ajuns. Ai ajuns să treci prin, da? Să treci prin, aduți-ți aminte, simularea. Ai ajuns să treci prin războiul magic, prin da? Când ai încercat să-ți oprești gândurile, nu încerci să-ți oprești gândurile. Acum, înapoi în viitor. Deci, cum ajuți lumea? Quantum leap, lumea sare într-un război magic, n-ai ce să faci. Primul lucru, sare în război magic, pleaznă în pat, idei nu are ce îi se întâmplă, se activează toate, se transformă organismul, urcă în vibrație, în lumină, se activează toate bolile, toate... ai înțeles de la început așa, că urci în vibrație, în lumină, și până ai dat de că trebuie să aprinzi o lumânărică, că trebuie să scuipi de 3 ore, trebuie să zici ceva în urma omului sau în față să-i zici. Nu scapi, treci prin războiul magic. Pentru că încercând să-ți oprești gândurile, ai văzut, aici ai ajuns. Încercând să-ți oprești gândurile. Nu știi ce era dacă nu ți opreai gândurile. Ei, acum se mai merge încă o dată, nu ți oprești gândurile. Lasă-le acolo să bodogănească, da? A, am înțeles. Gândurile sunt colective. Cu cât mai mult ai anulat cine ești, unde ești, cum ești, nu, n-ai mai avut nevoie de nimic pentru că s-au proiectat toate visele tale. În care ai fost, n-ai fost idee, n-ai să știi niciodată că ai fost, te-ai ocupat cu așa ceva, știi despre așa ceva, ai fost în vacanțele alea, ai făcut jobul ăla, n-ai să știi niciodată. Cumva colectiv și colectivul ăsta tot zdrângăne în capul tău, da? Ok. Și cu cât mai mult anulezi totul și nu mai un fel de lași să se colapsuie tot. Joburile și visele și tot. Acolo ești, n-ai ce să faci, sari din sistem. Întâi l-ai acceptat, da? Ai acceptat tot. Și acum sari din sistem și vezi cum se întâmplă lucrurile și nu mai ai nevoie de nimic. Vibrezi acolo, n-ai ce să faci. Și gândurile, dacă au să se calmeze, ai văzut cum merge. Divin. Divin, ești lăsat, lăsată să fii în compania cuiva sau divin, ești ruptă de cineva, urci în vibrație, în lumină, nu mai ai treabă. În jur se colapsă tot, ești ruptă de soare, ești sărită. Ăsta e sistemul, familia, casa unde ești, toate proiecțiile care sunt, da, cum... Te-ai trezit, ai deschis ochișorii, ai intrat în sistem. Ai intrat în proiecții, ai intrat în visele tale. Visul tău e să te trezești, să respiri, să vezi soarele. Punct. Ai înțeles. Ok. Și după merge mai departe. Ce se întâmplă? Deocamdată înțelege lucrul ăsta că e, da? Să respiri, să te bucuri sau să te întristezi, le accepți pe toate. Ai sau n-ai ceva, ești lângă cineva sau nu ești, simți și vezi mai departe ce se întâmplă. Da, asta ziceam. Ai tot încercat să oprești gândurile și nu e... Ai calmat, și nu a fost despre asta. Dar e un proces. Înseamnă că trebuia să se întâmple așa ceva în simulare mod. Așa îl simți, așa văd. Așa, mai departe vezi ce se întâmplă. Pe văzute, simțite, făcute, n-ai ce să faci, acolo ești. Și acum, ieșind din războiul magic, ai ieșit, ai simțit la un moment dat. Da? Ai ieșit, mai sunt niște, am mai zis, ecoul, da? Imaginea, când cineva a găsit o... grenadă și a explodat, copiii se jucau nu știu unde și au dat de... Cam acolo ești.
Dar războiul s-a terminat. Energetică grenadă, da? Ok. Copiii se jucau și uite. Da. Acolo ești. Îți place, te distrezi, da, ok, bine. Ce mai vreau să zic? Da, cam asta. Ce se întâmplă când îți dorești tare să nu mai ai gânduri în căpșor? Acolo e. Asta e, ai văzut, s-a rezolvat. Deci nu oprești gândurile. Gândurile sunt, se sare cine sare din colectiv din, și rămân doar gândurile tale. Tu cu tine stai la povești. Tu cu lăuntricul tău. Atunci când, ce-a fost, ce-am vrut să zic? Ce-am vrut să zic e dorința ta să nu mai ai gânduri. Tu gândește-te un pic. E normal așa ceva? Dă. Să umble în lume, da? Să zici cum adică? Cum să nu ai gânduri? Cum să nu? Că sunt multe, că sunt colective și trebuie curățate. Cu lumânarea și cu ghiogul la început. Nu, la început urci în vibrație. Așa te trezești, neștiind că trebuie să și accepti programele toate vechi, toate. Și după aia acolo ești. Nu încerci să-ți, da? Închizi mintea. Bun. Ok.